face lucruri noi, printre noi, printre noi, pregătiți burdufuri noi. Domnul face lucruri noi, printre noi, printre noi, pregătiți burdufuri noi. Trimite, Doamne, ploaia Ta de har și fă să nu fie în zadar, să aducă roadă în mine, Domnul meu. Trimite, Doamne, ploaia Ta de har și fă să nu fie în zadar, să aducă roadă în mine, Domnul meu. Domnul face lucruri noi, printre noi, printre noi, pregătiți burdufuri noi. Domnul face lucruri noi, printre noi, printre noi, pregătiți burdufuri noi. Deschideți inima, vino să lauzi, vino să lauzi, moarte, unde ți-este boldul, unde e puterea Ta? Eu îl știu pe acela care Te-a biruit, care Te-a biruit, care Te-a biruit. Spune-mi cine a biruit, cine a călcat peste ea, cine e leul din Iuda. Haideți să coborâm, să ne închinăm împreună. Spune-mi cine, spune-mi cine a biruit frica, cine a călcat peste ea, cine e leul din Iuda, scutul tăria mea. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Aleluia, cine dea oștirii lui,
El mi-a dat un duh de putere, de dragoste, nu de frică. Spune celui de lângă tine, nu te teme, El e cu tine. Noi ridicăm numele lui Iisus și cuvântul proclamăm. Noi ridicăm numele lui Iisus, lui Satan împotrivim. Hey! Noi ridicăm numele lui Iisus și cuvântul proclamăm. Noi ridicăm numele lui Iisus, lui Satan împotrivim. Armele! Armele cu care noi luptăm. Mulțumim că Tu ne-ai chemat la o trăire plină de putere. O trăire plină de putere, Tată. Mai e cineva aici să atingă Domnul de el?
Tu l-am lăsat în urma mea. Sunt o nouă cale, ori a părăsit inima mea. Când am primit iertare, haideți! Frica a fugit când dragostea tu ai turnat în mine. Eu sunt liber să te pot urma și să fiu ca tine. Nu mai prin harul tău, nu mai prin harul tău, doar prin el sunt mântuit. Nu mai prin harul tău, nu mai prin harul tău, sunt de toate izbăvit. Nu mai prin harul tău, nu mai prin harul tău, toate cele vechi s-au dus. Nu mai prin harul tău, nu mai prin harul tău, sunt un om nou în Hristos. La poftă a plecat când am primit adevărul în mine. Lumina ta, Iisus, s-a risipit necurat din mine. Duhul de orfan m-a părăsit. Aleluia! Când am venit la tine, am fost înviat prin Duhul tău. Trăiesc pentru tine. Nu mai prin harul tău, nu mai prin harul tău, doar prin el sunt mântuit. Nu mai prin harul tău, nu mai prin harul tău, sunt de toate izbăvit. Nu mai prin harul tău, nu mai prin harul tău, toate cele vechi s-au dus. Nu mai prin harul tău,
Aleluia! Isaia spune, nu vă mai gândiți la ce a fost, nu vă mai uitați la cele vechi. Cred că astăzi este o seară în care Dumnezeu ne spune, începi un drum nou. Nu pentru că ai venit la Baia Mare în vârful țării, ci pentru că ai venit să te întâlnești cu Hristos. Atunci când mergem la Cluj, mergem să ne întâlnim cu Hristos, cu frații noștri. Când mergem la Arad, mergem să ne întâlnim cu Hristos. Când mergem la Târgu Mureș, la Salem, mergem să ne întâlnim cu Hristos. Când venim aici, mergem să ne întâlnim cu Hristos! Aleluia! Și El îți spune astăzi, copilul meu, nu te mai gândi la cele vechi, prietenii vechi, relații vechi, drumuri vechi, obiceiuri vechi, pentru că eu fac un drum nou și gata să se întâmple. E gata să se întâmple. Hey! Domnul face lucruri noi printre noi. Ce-a fost odată, Domnul face lucruri noi acum. Haide să fim gata, nu vă mai uitați la cele vechi, la ce-a fost odată, Domnul face lucruri noi acum. Haide să fim gata, El face un lucru nou, hey! Și gata să se întâmple, trimite un suflu nou ce-au fost odată, Domnul face lucruri noi acum. Haideți să fim gata, El face un lucru nou și e gata să se întâmple. Trimite un suflu nou, hey! Vestea noastră națiune, gloria ta revarsă, Doamne, astăzi peste noi și prin Duhul Tău. Împărăția
trimite-ne pe noi, Iisus. Trimite-ne pe noi, trimite-ne pe noi. Ești gata să mergi pentru El, trimite-ne pe noi. Spune-i, spune-i, Doamne, sunt gata, Iisuse. Cine va merge ne pe noi, trimite-ne. Când aveam 16 ani, eram un tânăr în întuneric, fără speranță și fără odihnă, care încercam să găsesc răspunsuri la viața mea și la suferință. Eram pe cale să-mi pun capăt zilelor când am auzit un singur nume, Iisus. Și acest Iisus m-a chemat de la o viață plină de întuneric și de excese. Chemat să merg după El. Și mi-a spus: vreau să te fac pescar de oameni. În seara asta simt că acest Iisus îți spune acest lucru. El are o chemare pentru tine. Vei merge tu după El sau după lumea aceasta. El te cheamă pe tine, copile. Cine va merge, cine va merge pentru El? Vei merge tu sau să aștepte pe altul? Este o lume afară acolo care se pierde în întuneric. O lume care merge în iad în fiecare clipă. Și tu ai antidotul, tu ai soluția. Vei alege să rămâi, să stai, să cheltui viața ta cu alte scopuri sau vrei să mergi după El? Trimite-ne pe noi, Doamne, sunt aici, o să merg pentru Tine, Tată, Te-i vezi. Dar noi suntem generația care duce împărăția Ta. Suntem generația care care generație suntem? Suntem generația care duce împărăția Ta. Suntem generația. Haideți să fim această generație, același ce duc împărăția.
Pentru cine vrei să mergi? Pentru cine să trăiești? Pasiunea pe care o are Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este aceeași care a avut-o atunci când a luat un pumn de țărână și a zis: haide să facem om după chipul și asemănarea noastră. Pasiunea lui Dumnezeu nu s-a schimbat. Este aceeași pentru fiecare dintre noi. Cine-i ca tine în cer și pe pământ?
mai tu ești creatorul, doar tu ești mântuitorul, tu Iisus ești singurul care îmi dai viață. Alte stânci, tu mă păzești, mă ocrotești, ești tăticul meu, regele meu, sunt ca mea, tu nu meu de scăpare, tu mă păzești, mă ocrotești, încrederea mea toată este în tine. Tată, eu te aleg și azi pe tine. Tu ești regele meu, tu ești Domnul meu, tu ești dragostea mea, Tatăl meu. Îmi place că dacă cunosc ceva la Dumnezeu este că El vindecă. Și El vindecă astăzi. Nu știu câți dintre voi știți, dar când m-am întors la Dumnezeu aveam multe, multe probleme fizice. N-aș putea să vi le număr, dar luam cam o pungă bună de pastile. De toate culorile. Dar l-am cunoscut pe El ca Mântuitor și ca Rege și l-am cunoscut pe El ca Vindecător și când am fost plecat în Suedia, Dumnezeu m-a vindecat. La o conferință ca asta, stăteam și cântam, nu înțelegeam o babă de limba suedeză, dar eu cântam. Aleluia, glorie, sunt român și bine-mi pare, eu te laud, Tată, Tu ești Dumnezeul meu. Nu știam ce spuneai, dar eu aveam cântecul meu. Și atunci Dumnezeu s-a atins de mine, nu puteam să mă plec pe genunchi, aveam un rinic căzut, trebuia să fac operație de rinic. Aveam probleme serioase cu stomacul și multe, virgulă, virgulă, virgulă. Și Domnul m-a atins, a atins de mine și când am ajuns în România, eram un om vindecat. Știi ce înseamnă să fii vindecat? Un om vindecat și Domnul mi-a spus, ești vindecat, poți să arunci pastilele, te vindecă astăzi. De atunci pot să sar și pot să cânt. Pentru că Domnul meu este bun și El este vindecător, amin? Mai crede cineva că El vindecă astăzi? Mai credeți? Tu ne vindeci orice boală, Iisus. Tu ne ungi cu undele. Tu ne curăți orice rană.
Tot ce ai pentru mine în seara asta.
Voi primi, voi primi din mâna ta, Iisus. Doar prin rănile tale, doar prin rănile tale, eu sunt vindecat. Lui. Mulți oameni își pun încrederea în bănci, alții își pun încrederea în alți oameni, unii își pun încrederea în părinți, alții își pun în mașini, alții își pun încrederea într-o bucată de fier, alții într-un idol, alții într-o bucată de aur. Tu în ce îți pui încrederea în seara asta? Serios? În ce îți pui încrederea în seara asta? Aleluia. Știu că mulți dintre voi credeți că am venit aici să înregistrăm, dar dacă îmi știți inima și știți umpletele mele prin țara asta de 15-20 de ani, știți că mă interesează inima lui Dumnezeu și mă interesează închinarea împreună cu voi. Și întotdeauna am pus accentul pe puterea Duhului Sfânt și pe inima Tatălui. Așa că în seara asta vreau să uitați un pic de băieții de la tehnic și să aruncați încrederea voastră în Dumnezeu, să aruncați ancora voastră în Dumnezeu. Amin? Îmi pun încrederea în Tine, Doamne. Îmi pun încrederea în Tine, Doamne. Îmi pun încrederea în Tine, Doamne. Tu ești același, Tu nu te schimbi. Îmi pun încrederea în Tine, Doamne. Îmi pun încrederea în Tine, Doamne. Îmi pun încrederea în Tine, Doamne. Tu ești același, Tu nu te schimbi. Tu ești credincios și mă iubești. Credincios și mă iubești, Doamne, Tu ești bun și mă Ai fost și vei fi.
crede când te oh.
este un moment bun să punem mâna pe unul și pe altul acolo unde ești și să începem să ne rugăm unii pentru alții, să experimentăm prezența lui Dumnezeu într-un mod real și fantastic, neobișnuit. Acolo unde ești, acolo unde ești, arădeni, clujeni, orădeni, bistriceni, moroșeni, împreună pentru numele lui Iisus. Care zi de zi să ți-o dau,
schimb ca tine eu îmi doresc să te urmez, să te urmez, Domnul meu. Vreau să te urmez, vreau să te urmez. Vreau să văd lumina ta, să pot să o dau și altora. Vreau să fiu ca tine, Iisus, să fiu ca tine, Iisus. Transformă viața mea, Domnul meu, înnoiește mintea mea, Tatăl meu. Să fiu ca tine, eu îmi doresc.
Că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Fiul a dat viața. Duhului cel Sfânt își dă timpul și darurile. Tu ce dai? Noi suntem niște oameni care vrem să învățăm și să dăm cât mai mult. Că atunci când plecăm de pe pământul ăsta să ne cunoască lumea ca pe niște oameni care au dat. Ca pe niște oameni care au imitat pe Dumnezeul lor și au fost ca El. Amin? Există o vorbă că un creștin e diferit de un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu prin două lucruri. Ce face cu timpul și ce face cu banii lui. Acolo se vede cât de creștin este. Pentru că amândouă sunt foarte prețioase. Foarte prețioase. Ce faci cu timpul, ce faci cu banii tăi? Seara asta vrem să-i cântăm Lui și să-i spunem, Doamne, tot ce mi-ai dat, eu vreau să dau. Tot ce mi-ai dat, eu vreau să dau. Tot ce mi-ai spus, eu vreau să spun. Tot ce ai pus în mine, vreau să dau mai departe, să fiu ca tine. Tot ce mi-ai dat, tot ce mi-ai dat, eu vreau să dau. Tot ce mi-ai spus, eu vreau să spun. Tot ce ai pus în mine, vreau să dau mai departe. Aleluia, aleluia.
tine vreau să fiu, noi ca tine, Tată, vrem să fim, noi ca tine, Tată, vrem să fim, noi ca tine, Tată, vrem mereu să fim, noi ca tine, Tată, vrem să fim, noi ca tine, Tată, vrem să fim, noi ca tine, Tată, vrem să fim, noi ca tine, Tată. Vrem să fim ca tine în seara asta, te rugăm. Dă-ne un duh ca al tău. Dă-ne o inimă ca a ta. O inimă să iubească neprihănirea, să urască păcatul și să iubească păcătosul. Dă-ne o inimă ca a ta, Iisus. O inimă bună. O inimă ca Fiului tău, Iisus. Săvârșită e puterea ta în slăbiciunea mea. Eu strig spre tine, Doamne, harul tău. Îmi e de ajuns, toată gloria e a ta. Desăvârșită
vreme. În orice vreme va cânta inima mea, Iisus, în dragostea ta. Cântă cu mine. În orice vreme este tot ce primim, primim de la El prin Harul Lui. Amin? Și vrem să dăm tot ce am primit de la El și în primul rând tot începe cu închinarea noastră, cum am spus, cu timpul, cu efortul nostru. Domnul să vă binecuvânteze că ați venit. Domnul să vă binecuvânteze că sunteți aici și sunteți o binecuvântare. Dar nu uitați că nu sunteți aici pentru noi. Sunteți aici pentru El. E de acord cu cineva cu mine? Spune, sunt aici pentru Iisus. Întoarce-te la stânga și la dreapta și spune. Mai e cineva gata să-L laude în continuare? O jertfă vie! Gata să te laud, astăzi vin, ție mă închin. Binecuvintez numele Tău, veșnic Dumnezeu. Doamne, Tu ești drept, ești bun și sfânt, ești un susur blând. Mă ridici atunci când sunt lovit, când sunt dezamăgit. Gata să te laud, ești Domnul meu prea sfânt. Sunt gata să te laud, din inimă să-ți cânt. Zi de zi pe Tine te slăvesc, Doamne, Te iubesc. Gloria și slava e a Ta, cânt aleluia.
ești domn de-a pururea. Gata să te laud astăzi, vin, ție mă închid. Binecuvintez numele tău, veșnic Dumnezeu. Doamne, Tu ești drept, ești bun și sfânt, ești Iisusul blând. Mă ridici atunci când sunt zdrobit, când sunt dezamăgit. Gata să te laud, sunt gata să te laud, sunt gata să te laud, sunt gata să te laud, ești gata să laud, sunt gata să te laud, sunt gata să te laud, sunt gata să te laud, ești Domnul prea. El e vrednic de laudă, spune Scriptura, gata, meste inima să cânte Dumnezeule în orice, în orice, în orice, aleluia! La dată îți mulțumesc pentru că Tu pui un duh de laudă peste noi. Amin. Și orice copil al Tău astăzi îmbracă o haină de laudă. Amin. La adresa numelui Tău. Astăzi vreau să spui, știi ce scrie pe haina mea? Nu mai scrie brandul, scrie o haină de laudă, o haină de laudă la adresa lui Iisus Hristos. Amin? Și onoare, glorie mielului,
Așa spune în Apocalipsa acolo, spune: vrednic este mielul, vrednic este mielul, vrednic, vrednic este mielul care a fost junghiat. Amin? Citeam zilele trecute niște statistici interesante despre România. În 20 de ani, 20 de milioane de avorturi, 22 încă, peste 45% din copiii români suferă de obezitate. După ultimile statistici, doar 40% din români se mai declară credincioși. Și mă întreb unde duce trenul în care s-a urcat România. Tu știi? Eu nu știu. Dar mi-e de ajuns să mă uit la roadele pe care românii le au, la suferința care au. Mi-e de ajuns să mă uit că nu mai este respect, că nu mai este dragoste între copii și părinți. Mi este de ajuns să-mi deschid un pic urechea și să aud strigătul copiilor abandonați și celor avortați. Ce este de făcut? Domnul spune că dacă ne vom ruga pentru țară, El ne va da vindecare și ajutor. Doamne, de când m-am născut, o dorință am avut, să am pace în viața mea și să mă bucur de ea. Doamne, asta e luna mea, ai milă de țara mea, orice om, orice român, să știe că... Unde sunt toți frații?
Facem grupulețe acolo unde suntem. Nu trebuie să te deplasezi. Alții s-au rugat pentru tine.
corupția, Tată, Duhul, avorturile, Tată, crimă. În Maramureș mai trebuie să învățați o mișcare așa, să vă legănați așa când vă rugați. Curat. Discu-s cu sufletul curat.
Duhul Sfânt începe să coborâți aici, să facem o mare horă. Pentru numele Domnului, haideți dintre rânduri de acolo, fără rușine. Yeah.
și țură, ele mântuirea mea. Hai rățura și țură, ele bucuria mea, mă. Ale, aleluia.
facem o urare de la mic până la mare. Dumnezeu este cu noi. Hai să-i facem o urare de la mic până la mare. Dumnezeu este cu noi. Și voi cu mine. Hai să-i facem o urare de la mic până la mare. Dumnezeu este cu noi. Da, hai să-i facem o urare de la mic până la mare. Da, eu mi-s, Doamne, pui de dac, dar nu mă tem de niciun drag. Mai mult sunt al lui Hristos, că așa am și-a de frumos. Pentru harul tău. Citeam ieri în Scriptură: primiți-vă cum v-a primit Hristos pe voi. Cum te-a primit Hristos pe tine? Perfect? Neprihănit? Cum te-a primit? Prin ce? Har. Este un cuvânt, har. Tatăl meu e plin de har. Dragostea nu-i în zadar. Tatăl meu, eu te iubesc. Azi pe tine te doresc. Mulțumesc-i Domnului pentru harul lui. Primește-le pe toate. Primește-le pe toate. Acum v-ați dezmurțit? Oh. Spune-mi cine. Spune-mi cine a biruit moartea. Într-o zi vom învia, pentru că El a înviat din morți. El a înviat din morți. Aleluia. Unde este podul moarte? Cu ce mă mai ameniți? Diavole, pentru că Iisus Hristos a biruit moarte. Și tot ce pot face eu e să primesc harul tău. Și tot ce pot face eu e să primesc harul tău. Vrem să te vedem, vrem să te auzim, vrem prezența ta, Doamne, te iubim. Despărțiți de tine, nimic nu va fi alături de tine.
tine, noi vom birui. Numai harul tău mă mântuiește, doar prin har sunt astăzi cine sunt. Numai harul tău mă ține-n toate, harul tău, Iisus, îmi e de-ajuns. Orice-aș face eu merit harul tău. Azi eu mă smeresc să-l pot primi din nou. Eu mă-ntorc acasă, alerg la pieptul tău. Știu că ce mă ține este orice aș face eu nu merit. Orice aș face eu nu merit harul tău. Azi eu mă smeresc să-l pot primi din nou. Eu mă-ntorc acasă, alerg la pieptul tău. Știu că ce mă ține e numai harul tău. Numai harul tău mă mântuiește, iar prin har sunt astăzi cine doar prin har, că nu am făcut nimic să merit privilegiul ăsta. Ce mă bucur, respir prin har, trăiesc prin har. Eram creștin și mă luptam
Mă luptam cu păcatul, mă luptam cu multe lucruri și nu știam dacă o să am vreodată biruință. Până într-o zi în care am obosit să lupt cu păcatul și am obosit să lupt cu trecutul meu și am ajuns acolo la picioarele Lui și am zis, tăticule, sunt așa de obosit, fă ceva. Și El mi-a zis, Ani, este timpul să intri în odihnă. Eu am rezolvat problema păcatului. Și mi-a mai spus două cuvinte. It is not about fighting sin. It is really about loving Him. Nu e despre puterea noastră de a birui păcatul, ci despre puterea Lui care locuiește în noi. Primește harul în seara asta și fă ca lupta ta să se termine. În seara asta, locul ăsta este deschis pentru cei ca noi care au nevoie de har. O să fiți slujiți de echipele de rugăciune. Veniți și primiți harul ca să se termine odată lupta. El a biruit deja. Dar trebuie ca tu să accepți că nu poți fără El nimic. Numai harul tău mă mântuiește. Doar prin har sunt astăzi cine avem cântece în care ne plângem tot timpul. Vorbeam cu Sani și spuneam, Sani, pe mine mă disperă cântece de genul când s-o împărțit norocul, fosta mi-a dus la lucru. Și la toți le-ai dat cu carul, numai mine cu paharul. Nici acela nu fă plin, jumătate o fă pe lin. Și am zis, nu mi se pare normal ca și copil de Dumnezeu, pentru mine cântecul ăsta este o blasfemie. Este ca și cum ai spune lui Dumnezeu, Doamne, de mine nu ți-a păsat. Și atunci am descoperit harul și am descoperit că norocul este o chestie de dat cu banul, dar harul este un râu care curge din mâna lui Dumnezeu. Harul este ceea ce vine din belșug. Norocul este ceva la întâmplare. Este jumii-jumat. Dar când Dumnezeu revarsă har, David spune, paharul meu este plin de dăm peste el. Și vreau ca noi credincioși și români, începând de aici de la Maramu, să începem să spunem că paharul nostru este plin de dăm peste el. El ne pune în sân o măsură bine scuturată, îndesată, care dă pe deasupra din harul lui.